Locatarii de pe strada Primăverii din Slatina spun că s-au trezit cu o groapă uriașă în trotuarul din fața blocului. Când au cerut explicații, li s-a spus că acolo va fi amplasat un container pentru colectarea gunoiului. Oamenii sunt acum supărați pentru că nimeni nu le-a cerut acordul. În plus, ar fi putut să aleagă alt loc pentru amplasarea acestuia. Mi se pare? Mi se pare că am aiurea pus așa în fața blocului, când pe partea elaltă a fost acolo unde a fost mașinile alea, era zonă verde, avea acces și mașina de gunoi și era mai departe de acum asta. Unde locuiți? Aici, în blocul ăsta, în blocul din spate. Vă deranjează? Eu stau mai departe, stau la scara B, dar cred că cetățenii de aici sunt mai deranjabil decât mine. În primul rând, trotuarul se distruge. Al doilea rând, noi care stăm aici în blocul de alături, când nu putem să deschidem fereastra pentru că miroase. Nu toată lumea este civilizată și aruncă în container. O să arunce și alături, vin câini, împrăștie. Erau locuri mai potrivite. Uitați-vă aici, nu este foarte aproape de blocuri. Nu deranjează pe nimeni. Toți locatarii de aici, n-a cerut nimeni. Și nici nu ne-a cerut la nimeni părerea în legătură cu treaba asta. Eu consider că este o idee total nepotrivită să monteze asemenea containere în mijlocul trotuarului. Circulă cetățeni, circulă copii, căruciori cu copii, se vor aduna mizerii, vor veni câinii în jurul acesta. Și uitați vis-a-vis spațiu verde unde putea să fie amenajat un spațiu pentru depozitarea gunoiului mult mai eficient, cu 3-4 containere decât 2 containere, vor veni mașinile de gunoi să le ridice aproape în fiecare zi. Cu toate acestea vor fi multe gunoaie pe lângă aceste containere și mai ales în mijlocul trotuarului. Eu nu m-am gândit vreodată că se vor amenaja asemenea spații de colectare a gunoiului în mijlocul trotuarului și aici, pe curba aceasta, unde circulă mașini cu viteză. E total nepotrivit, nu știu cine a gândit așa ceva. Primăria a acceptat să pună ghena de gunoi chiar în mijlocul trotuarului. Chiar în mijlocul trotuarului, n-ai pe unde. Trebuie să devieze ca să circule cetățenii, că altfel n-au cum. Asta este, nu pot să zic, o demență de acel care a aprobat. Că nu e lipsit de caracter, e lipsit, mai ales proiectantul care trebuia să vină, nu, aici e stradă, aici e trotuar, pe aici trebuie să circule oamenii. Putea să îl pună puțin în subsalcea asta, dacă era. Dar de ce să-i face asta? Atâta gândim, atâta facem. Reprezentanții primăriei Slatina spun că amplasarea acelui container în zonă ar fi fost solicitată chiar de președintele Asociației de Locatari. Cât despre faptul că va fi amplasat pe trotuar, cei de la primărie susțin că acest lucru nu va încurca circulația pietonilor. Amplasarea containerului respectiv a fost făcută la sesizarea oamenilor de acolo, mai exact a președintelui Asociației de Proprietari din locul respectiv. Deci nu a fost ceva făcut la inițiativa primăriei. Ce pot să vă spun este că locul respectiv nu va rămâne la modul cum arată el în prezent, totul se va finisa, iar trotuarul va fi remediat astfel încât el va permite trecerea trecătorilor, inclusiv cu cărucioare cu copii. Locatarii din zonă spun că problema containerelor nu este singura. Nici asfaltarea nu ar fi fost făcută așa cum trebuie. M-am uitat atâta drum care l-a descoperit să-l toarne din nou. Dar stratul de uzură nu-l toarnă, pentru că nu vror. Pentru că ăsta se încasează banii pe el și merge, că proștii nu știu cetățenii. Fie că vor sau nu locatarii, containerul va fi amplasat în mijlocul trotuarului. Astfel de situații sunt întâlnite în mai multe zone ale orașului. În unele locuri, containerele au apărut chiar în mijlocul parcărilor.